Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip vă voi arăta cum și cu ce curăț eu vârful LEDCON-ului, stației de lipit. Chiar a fost mai demult și un comentariu în care mi se spunea, recomanda să fac un clip de acest gen. Așa că a venit ziua. Din câte știți, eu folosesc LEDCON-ul TS100 de la Miniware. Inițial venise cu acest vârf conic, însă eu am cumpărat unul suplimentar, un vârf de 24. Tip de altă, cum îl mai numesc eu. D24 fiind mai potrivit pentru ce folosesc eu LEDCON-ul. Știu că sunt diferite metode în a curăța vârful LEDCON-ului. Cu câțiva ani în urmă, eu foloseam buretele siliconic înmuiate în apă. Dar am înțeles un pic mai târziu că acel burete se înmoaie în mod corect în apă distilată. Asta pentru că apa de la robinet ar afecta în timp vârful. Așa că această metodă o folosesc mult mai rar. Să vă arăt metoda pe care o foloseam eu în trecut, însemnând că puneam fludor proaspăt pe vârful LEDCON-ului, iar apoi ștergeam în acest burete. Nu recomand acest lucru. Eu fac asta doar pentru acest test, dar în mod normal nu mai fac așa ceva. În prezent folosesc acest burete din alamă. E sârmă, dar din alamă. Nu folosiți acel burete de vase pentru că o să distrugeți vârful, din ce am înțeles eu. Deci folosiți cel din alamă, cel de față. Mă rog, la mine este uzat, în mod normal este un roșu închis la culoare maro. Alamă, vă dați seama. Deci cum curățăm? Punem fludor proaspăt pe vârf. Iar apoi introducem vârful în acest burete din alamă. În acest fel eu curăț vârful de față. Și de fiecare dată după ce am utilizat, așa îl curăț. Să-l introducem și pe cel conic. În partea de sus nu frige, e ok. Introducem pe cel conic. Să punem fludor proaspăt pe el și apoi curățăm în acest buret. Și s-a curățat. Consider că este suficient. Bineînțeles că nu putem lipi cu acest vârf conic pe aceste suprafețe. O să fac un test, dar e clar că nu prea poate. Deși în cazul meu eu în regulă. Eu recomand a se folosi vârful tip de altă în asemenea situații. Am atașat vârful D24 tip de altă, iar acesta se descurcă mult mai bine. Iar cel conic numai în cazul în care lipiți un integrat sau chestii mai fine. Iar după ce am utilizat vârful respectiv, introduc în acel buret. Și așa curăț eu vârful LEDCON-ului. Partea negrită nu este nicio problemă, partea de sus. Ceea ce contează este vârful respectiv, da? Partea din față. Ca să nu ating eu. Partea asta o să-ți negrească, inevitabil. Cu cât îl folosiți mai des, cu atât se va negri. Acesta a fost folosit mai des, de asta e mai negru. Acesta a fost folosit mai rar. Și cam aici să termin acest clip privind răspunsul la întrebarea cum și cu ce curățăm vârful LEDCON-ului. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!